Pe 18 februarie 1930 era descoperită cea de-a noua planetă a sistemului solar. Pluto este cea mai îndepărtată planetă de la Soare, deși câteodată vine mai aproape decât Neptun, având orbita înaltă excentrică. Mica, stâncoasa și recea planetă are nevoie de 247 de ani pentru o rotație completă în jurul Soarelui. A noua planetă de la Soare a fost descoperită în urma unei cercetări prin telescop, inaugurat în 1905 de astronomul american Percival Lowell, care a conexat existența unei planete dincolo de Neptun, existență considerată cauza unor ușoare perturbații în mișcarea planetei Uranus. Continuată de membrii echipei observatorului Lowell, cercetarea s-a încheiat cu succes în 1930, când astronomul american Clyde William Tombaugh a găsit planeta Pluto lângă poziția pe care o prevăzuse Lowell. Cercetarea pentru o posibilă 10-a planetă continuă. Vizibilă numai prin telescoape mari, Pluto pare să aibă culoarea galbenă. Timp de mai mulți ani, puține s-au știut despre planetă. În 1978, astronomii au descoperit o lună relativ mare în orbita lui Pluto, la o distanță de aproape 19.000 de kilometri și au numit-o Charon. Orbitele lui Pluto și Charon au provocat trecerea repetată, una în fața celelalte, din 1985 până în 1990, dând posibilitatea astronomilor să le determine aproape exact dimensiunile. Pluto are 2.284 de kilometri în diametru și Charon are 1.192 de kilometri în diametru. Pluto are de asemenea o atmosferă rarefiată, probabil de metan, exercitând o presiune asupra suprafeței planetei, care este de 100.000 de ori mai mică decât presiunea atmosferei Pământului la nivelul mării. Atmosfera pare a se condensa și a forma banchize de-a lungul lungii ieri pe Pluto. Cu o densitate aproximativ de 2 ori cât a apei, Pluto pare a fi formată din material pietros mai mult decât pe celelalte planete ale sistemului solar. Anumiți astronomi au sugerat că Pluto ar putea fi un satelit al lui Neptun, purtat pe o orbită separată în timpul primelor zile ale sistemului solar. Charon ar putea fi deci o acumulare a unor materiale ușoare rezultate din coliziune. Observații recente au arătat chiar că Pluto nu este decât un obiect din cele peste 70.000 de corpuri cerești cu diametrul mai mare de 100 de kilometri, ce formează așa numită centură Kuiper, aflată după orbita lui Neptun. Toate aceste descoperiri au făcut pe astronomi să redefinească termenul planetă. Astfel, Uniunea Astronomică Internațională a votat în 2006 cele trei criterii după care un corp ceresc poate fi denumit planetă. Să fie pe orbită în jurul Soarelui, evident, Pluto îndeplinea acest criteriu. Să aibă suficientă gravitație încât forma corpului să fie aproximativ sferică, Pluto stă bine și la acest capitol, și să nu împartă orbita în jurul Soarelui cu alte corpuri, altele decât sateliții proprii. Ultimul argument neputând fi demonstrat, după votul a câteva mii de astronomi, Pluto a decăzut din rangul de planetă și s-a luat hotărârea ca noua sa descriere să fie de planetă pitică și toate obiectele de acest gen să se numească plutoizi.